Bine v-am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vă vorbesc despre colesterol. Foarte multă lume spune, foarte mulți medici recomandă o dietă săracă în colesterol, pentru că în felul acesta scădem colesterolul din sânge și scădem riscul de boli cardiovasculare. Se pare însă că în lumina ultimelor cercetări, ultimelor studii, nu este chiar așa. Nici chiar LDL-ul, acela așa zis colesterol rău, nu este de fapt rău. Și am cules câteva date, am citit ieri un articol pe tema asta, care aduce date din studii recente, unele nu sunt atât de recente, dar nu au fost luate în seamă până acum, care arată că, în principiu, deci ca regulă generală, un colesterol scăzut duce la un risc crescut de mortalitate. Chiar LDL-ul, deci repet, acel colesterol care este considerat rău, de fapt este bun, chiar pentru sistemul cardiovascular, pentru inimă. Și o să vă citesc câteva date pe care le-am cules, care în opinia mea sunt foarte concludente în acest sens. În Statele Unite există un comitet consultativ pentru indicații privind dieta. Și acest comitet scoate la fiecare 5 ani un ghid privind aceste recomandări, ce ar trebui să conțină o dietă sănătoasă. Ghidurile anterioare recomandau un aport zilnic de cel mult 300 de miligrame de colesterol. Ghidul scos în 2015, care e valabil perioada 2015-2020, scoate această recomandare. Nu mai face. De ce? Pentru că, după cum spune ghidul, și o să citesc chiar de aici, nu s-a constatat că există nicio relație notabilă între consumul de colesterol și nivelul de colesterol din sânge, ceea ce corespunde cu ceea ce au găsit Asociația Americană a Inimii și Colegiul American de Cardiologie. Deci, iată, nu se mai recomandă limitarea consumului de colesterol. De fapt, este logic să fie așa, pentru că de mult timp se știe, cea mai mare parte a colesterolului din sânge este sintetizată în ficat, dar o să vedeți care este legătura cu colesterolul pe care îl mâncăm. În momentul în care mâncăm puțin colesterol, ficatul sintetizează mai mult. Dacă mâncăm mai mult colesterol, ficatul sintetizează mai puțin. Deci iată că, până la urmă, colesterolul pe care îl mâncăm nu influențează nivelul colesterolului din sânge. Și o să vă citesc în continuare de ce colesterolul nu este rău. Ce cercetările care au fost făcute în acest sens. De exemplu, un studiu publicat în revista engleză sau americană, nu mai rețin exact, Lancet, în 2001, deci iată, din 2001, spune că s-a constatat o creștere a mortalității la persoanele vârstnice care aveau colesterolul scăzut. Și a arătat că persistența pe termen lung a unui colesterol scăzut crește riscul de moarte. Deci, iată, este foarte clar. În ansamblu, s-a găsit că există o relație inversă între mortalitatea din orice cauză și colesterolul total sau LDL-ul scăzut. Deci, pe măsură ce mortalitatea este mai mare, pe măsură ce colesterolul a fost mai scăzut, fără niciun fel de excepție. Dacă ne limităm numai la persoanele vârstnice, această corelație este categorică. După cum se discută într-o altă secțiune a studiului, persoanele în vârstă cu nivel mai crescut de colesterol au o rată mai mare de supraviețuire, deci mor la o vârstă mai înaintată, indiferent de locul unde locuiesc, unde trăiesc, în orice țară ar locui. S-a făcut un studiu în Japonia, care, pe baza acestui studiu, se propune o nouă direcție în utilizarea medicației de control de reducerea colesterolului pentru promovarea sănătății. Acest studiu recunoaște faptul că un colesterol crescut e un factor de risc negativ pentru mortalitatea din orice cauză. Adică ce înseamnă negativ? Colesterolul mărit scade riscul de a muri din orice cauză. Și astfel propune reexaminarea
utilizării medicamentelor care scad colesterolul. Acest studiu arată că oamenii de orice vârstă care au colesterolul mărit trăiesc mai mult. Este vorba de Japonia, studiu. Deci în Japonia, studiul a constatat că persoanele cu un colesterol mărit în sânge trăiesc mai mult. Și pentru a veni în sprijinul acestor concluzii, s-a mai făcut, de exemplu, un studiu în Olanda, care a fost publicat în British Medical Journal, deci o reputată publicație medicală, în 2016. Chiar titlul acestui articol din British Medical Journal spune esența studiului. Spune că nu există nicio asociere sau o asociere inversă între nivelul colesterolului rău, LDL, și mortalitate la vârstnici. Deci nu există nicio dovadă că un colesterol crescut și chiar colesterolul LDL crescut ar duce la o mortalitate crescută. Iată deci, toate aceste dogme care existau până acum, colesterolul este rău, după aia s-a trecut, nu, de fapt, nu colesterolul tot e rău, există un colesterol bun și un colesterol rău. Ei bine, iată, aceste studii arată că nu există această corelație. Deci cine spune, de exemplu, despre uleiul de cocos sau grăsimile saturate, nu sunt bune, cresc colesterolul, nu are nicio importanță chestia asta. Da? Acestea sunt date științifice, se bazează pe studii foarte clare și arată că nu există nicio corelație directă. De fapt, corelația ar fi inversă. Un colesterol scăzut duce la o mortalitate crescută prin orice cauză ar fi, de orice cauză ar fi determinată moartea. Iar medicamentele care scad colesterolul, statinele, au efecte adverse foarte grave. Deci, pe de o parte, scad colesterolul, ceea ce nu este bine conform acestor studii, și pe de altă parte, ele însele au efecte adverse foarte grave pe ficat, pe sistemul nervos și așa mai departe. Închei aici, dați un share să ajungă informația asta la cât mai multă lume, să nu fie lumea speriată, am colesterolul mare, wow, ce fac, trebuie să iau medicamente. Nu. Un stil de viață sănătos, post intermitent, chiar un post intermitent lejer, deci cu o pauză de 14 ore și 3 mese pe zi, pentru a menține scăzută secreția de insulină. De fapt, aceasta este problema, insulina, apariția insulinorezistenței, care duce la obezitate, la ficat gras, la diabet de tip 2. Nu grăsimile sunt problema. Colesterolul este un component esențial al organismului, al celulei nervoase în special și al tuturor membranelor celulare. Are un rol esențial în menținerea sănătății. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!